Victor Ponta este hotărât ca în cazul în care PSD și ALDE vor decide să aibă un singur candidat la prezidențiale în persoana lui Călin Popescu-Tăriceanu, să vină el cu o propunere de candidat pentru electoratul de centru-stânga. Că centru-stânga nu va avea niciun candidat, vor fi doi candidați de dreapta, domnul Iohannis susținut de PNL și probabil domnul Tăriceanu susținut de PSD. Și atunci, într-o societate democratică normală, cu un electorat de milioane de oameni care se revendică a fi de centru-stânga, vom propune noi un candidat. Despre o posibilă înscriere a sa în cursa pentru Cotroceni, Victor Ponta a declarat că de data aceasta nu se mai grăbește să ia o decizie și că cel mai probabil va lua o hotărâre în cazul în care dosarul său din justiție va fi finalizat în timp util. Ponta a venit cu câteva precizări însă cu privire la un viitor candidat pe care partidul său l-ar susține la alegerile prezidențiale. Poate să fie doamna Andronescu, poate să fie altcineva, un om care într-adevăr de centru-stânga. Putem să-l susținem pe domnul Teodorovici la funcția de președinte. Victor Ponta a mai declarat că decizia cu privire la candidatul pro-România pentru alegerile prezidențiale de anul viitor va fi luată în cadrul unui congres ce va avea loc în perioada octombrie-noiembrie.